Hoții de fier vechi au dat lovitura. După ce au furat capacele de canalizare din zona, aceștia s-au orientat către balustradele de protecție situate pe faleza din Medgidia. Cine se aventurează să treacă pe faleza canalului Dunăre Marea Neagră trebuie să fie cu ochii în patru. Pe lângă faptul că balustrada lipsește pe câteva sute de metri, gurile de canal neacoperite se găsesc la orice pas. Acolo niște grilaje că a fost și nu mai sunt, că le-au furat. N-am văzut cine le-a furat, dar le-a furat, nu mai sunt. Situația este cu atât mai gravă cu cât la o aruncătură de băți de faleză sunt 10 de locuințe, iar părinții sunt nevoiți să-și supravegheze în permanență copiii. Stă după ei toată ziua, n-are voie. Nu te duce încolo, nu te duce încolo, îi ține mai mult în curte, că dacă îi dă drumul pe afară trebuie să stai lângă ei, că fuge la vale și care jos încolo. Deși situația se prezintă în acest fel de ceva vreme, iar balustradele se împuținează pe zi ce trece, autoritățile susțin că au luat măsuri. Este o chestiune pe care am sesizat-o administrație canalului navigabile Constanța, care este instituția ce are în grijă canalul Dunărea Marea Neagră, cu toate instalațiile și cu toate mijloacele aferente de protecție. Au fost mai multe tentative de furt acestei balustrade care este metalice. Am sesizat și poliția locală și poliția municipală și împreună cu cei de la administrația canalelor veghem ca să nu se continuă furturile în primul rând, iar în al doilea rând, cei de la administrație s-au angajat că își vor completa balustrada acolo unde este lipsă. Până când responsabilii vor lua măsurile cuvenite, locuitorilor și trecătorilor nu le rămâne decât să fie atenți pe unde calcă și să nu se apropie de malurile canalului.